De joc, cred că e o victorie meritată a Botoșanului. Au avut mai multă inițiativă, multă agresivitate în joc. În meci a fost o primă repriză echilibrată, cu o ușoară dominare a gazdelor, în care și noi am avut câteva situații bune pe contraatac. În schimb, a reușit să dea gol pe final de repriză și a contat foarte mult. Repriza a doua, eu cred că le-am făcut prea ușor ca două goluri, mai ales golul 2, chiar dacă a fost un șut, rămânesc un șut frumos și un gol frumos golul 2, dar parcă dintr-o degajare așa de portar prea ușor. Golul 3, iarăși, nu știu, nu cred că s-a spus că a fost tot, dar nu știu dacă acolo n-am putut să văd, dar e clar că la 3-0 mergerea ca și jucat. Toate că am avut tăria să revenim, dar prea târziu și cred că echipa mea a lipsit în multe momente concentrarea. Un factor important. Situația în care suntem, nu avem nicio șansă. Am încercat să motivez jucătorii să fie bine conectați, dar s-a văzut că în unele momente sau momentele mai importante de luptă, de contact, de duel, de 1-1, au fost mai freși ca noi, au fost mai proaste în aceste lucruri și s-a văzut. Noi am fost în multe momente așa mai lent și în gândire și în agresivitate. La urmă, o victorie cred meritată a Botoșani. Ce ne propune Corona pentru acest sezon? Ce ne propune Corona? Să jucăm ultimele etape, să o facem mai bine decât am făcut-o astăzi. Pentru că nu mai avem nimic de pierdut. Dar asta nu înseamnă să ne respectăm pe noi, asta nu înseamnă să respectăm competiția, pentru că întâlnim și alte echipe care își joacă șansa lor și au obiective. Asta înseamnă că voi ne-am permanent să la fiecare meci și cea mai bună formație și încercăm să câștigăm, să nu rămânem cu 13 puncte, pentru că chiar dacă nu ne ajută în clasament să putem obține obiectivul care l-am propus, asta nu înseamnă că una e să termin cu 13, cu 20 sau cu mai multe puncte. E vorba de orgoliul nostru până la urmă și de meseria care o face, să o facem cu pasiune până la final. Mai sperați în evitarele cum vedeți? Păi nu mai sperăm. O dată ce nu s-a depus dosarul de licențiere, a fost așa, ultima șansă. Cu toate că trebuie să fim realiști, nu, aveam șanse foarte mici. Sigur că exista acolo o mică speranță, că totuși, teoretic, atâta timp cât ai șansă, trebuie să lupți. Dar e clar că și noi am căzut puțin ceea ce înseamnă motivare. S-a văzut astăzi, dar cred că să fie așa un reper pentru următoarele meciuri și totuși trebuie să dăm mai mult, pentru că e vorba de viitorul fiecăruia dintre noi și mai ales la jucătorilor care, dacă joacă bine, sigur că ei au de câștigat la finalul campionatului. Veți juca un rol foarte important în această luptă a retrogradării. Veți juca cu etapa show. Fără să vrem. Jucăm cu echipe care se luptă și au un obiectiv, am spus-o mai devreme, și cu cauza asta o să dăm totul să câștigăm fiecare meci. Nu avem niciun moment de gândit la alții, pentru că nu avem de ce. Dar ne gândim numai la noi și să facem jocuri mai bune. Nu o să ajutați fratele mai mare? Nu vrem să ajutăm pe nimeni. Fiecare să se ajute, să-și ia punctele care ne merită. Noi am încercat în acest sezon, chiar dacă echipa, așa ca joc, sunt mulțumit în etapele care au trecut, dar păcat că am avut și ghinion, am avut și bine de șansă, dar trebuia să avem mai multe puncte și altfel schimbam situația. Dar acum nu ne rămâne și nu vom lupta pentru alții. Asta e foarte clar. Se poate să ne încredeau Buzau și da și războiul psihologic al declarațiilor. A spus înaintea meciul că e interesat de anumiți jucători la Corona. Nu, nu. Am spus că e un fair play să spui așa, că înaintea unui joc ți-ai dori jucătorii de la echipa care joci. Sigur că aș dori jucători de la o echipă nu e un lucru frumos, dar nu înaintea unui joc. Dar nu. Îl cunosc pe Leo, nu știu ce intenție a avut, dar dacă a făcut-o, nu neapărat a demobilizat sau a deconcentrat. Nu am zis ce jucători sunt acolo, și-a face loc la FC Botoșani. Nu știu. Asta trebuie să o spun el. Strategia care o are el, care o are clubul, ei știu ce jucători își propun pentru un nou sezon. La noi e mai bun să ne facem acum o strategie, pentru că nu e cazul. Poate la finalul sezonului conducerea va decide ce obiective și ce strategie își face. Pentru noi deja e greu în momentul ăsta să-ți propui ceva. Dar de ce Botoșani așa, așa nu e că să rămână în Liga 1? Dacă are astea puncte și cred că cele 3 puncte de astăzi, nu știu dacă, 100%, dar deja aproape sunt salvați, dacă merită. Au luptat, au avut și în tur, am uitat și meciul care l-am
l-au câștigat la noi, 2-1. Au avut o serie de meciuri foarte bune și au plecat foarte bine. Asta a contat foarte mult. Începutul de campionat a contat foarte mult. Sigur că după aceea au avut o cădere, ce mai multe, 10 meciuri sau nu știu câte, dar iarăși au avut un retur de 4 meciuri, au putut să lege pe autorii și până la urmă merită de acolo. Ce sunt? Au luptat, echipa care a luptat, care am văzut că a luptat foarte bine așa ca spirit, cred că au un spirit foarte bun și nu pot să răspund, felicitări, Francis.